Bună seara, ascultători de Radio Fixnet, Alina Niculescu sunt și mă bucur să ne reauzim și să ne revedem, pentru că, da, îmi place mie radio-ul ăsta, pentru că ne și vedem, la o nouă emisiune cu Niculeasca în online. O să vi-l prezint în primă fază pe invitatul meu din seara asta și o să vă spun că îmi pare foarte bine că sunteți aici, că ați acceptat invitația noastră, domnule Adrian Marcu. Domnul Adrian Marcu, care este vicepreședintele Federației Române de Tenis. Bine ați venit la Radio Fixnet. Bine v-am găsit. O să vă spun și dumneavoastră și o să le spun și ascultătorilor mei că am constatat cu plăcere că s-a creat așa în mod natural o serie de emisiuni, de interviuri aici la Radio Fixnet, pe care le fac de vreo lună și jumătate, cam așa, fără să-mi fi propus ca ele să curgă așa, care au abordat ca teme de discuție ce facem noi pentru sănătatea noastră. Și am tot vorbit cu psihologi, și am vorbit cu nutriționiști, și am vorbit cu fitoterapeuți, și am vorbit cu oameni care se preocupă de zona asta de sănătate și de dezvoltare frumoasă și ce facem noi pentru noi, pentru corp, pentru suflet. Ei, și cumva emisiunea din seara asta se leagă de seria despre care vă vorbeam, pentru că în seara asta vorbim despre un turneu de tenis pentru copii. Vorbim despre Dr. Oetker Junior Trophy, care se desfășoară zilele astea la București, între 23 și 29 mai la București. Și vorbim, când vorbim despre sport în general, vorbim despre o dezvoltare sănătoasă și armonioasă a copiilor și a oamenilor în general. Când vorbim despre tenis, vorbim despre sportul care acum este foarte în vogă. Nu-i așa? Da, este un moment foarte, foarte bun pentru tenis, pentru tenisul românesc. Avem rezultate foarte bune. Da, rezultatele sunt bune în aceste momente. Beneficiem de o generație care în acest moment a ajuns la niște rezultate foarte, foarte bune și, ca să zic așa, este foarte vizibil ceea ce fac în aceste momente. Au fost rezultate și cu Cupa Federației și cât de cât cu Cupa Davis. Așa că în aceste momente în care, haideți să zicem că beneficiem și de rezultatele poate mai slabe ale celorlalte sporturi, suntem în top. Au fost momente după performanțele Nadiei, după performanța de neuitat a Nadiei, toate fetițele își doreau să fie Nadia Comăneci. După performanța Simonei Halep, toate fetițele își doresc să fie Simona Halep. Cred că își doresc și băieții, dar și copiii au dat năvală către tenis. Toți au vrut să joace tenis la un moment dat. E o chestie de un an și jumătate, doi, când toți copiii și toți părinții își îndreaptă, oricum mult mai mulți decât o făceau până acum, își îndreaptă copiii către acest sport. Un sport foarte frumos, foarte elegant. E suficient, s-a creat o emulație de fapt. E suficientă această emulație ca să sperăm la o performanță și în anii următori? Anunță acest val de copii care se îndreaptă către tenis cumva performanțe în anii următori? E suficient? Da, teoretic, cu cât baza de selecție, cum ar fi, este mai mare, cu atât posibilitatea sau probabilitatea ca să apară niște vârfuri este mai mare. Cred că rezultatele Simonei sunt foarte meritorii, dublate și de rezultatele echipei de Cupa Federației, în care toate fetele care au jucat au obținut victorii. Irina Begu, Monica Niculescu, Simona este doar Dulgheru, cumva vârful, dar sunt o grămadă. Andreea Mitu, Raluca Olaru, toate au jucat foarte bine și pe rând fiecare a câștigat niște meciuri, reușind ca să aducă echipa de fete în primele 8 echipe din lume, ceea ce este un rezultat fantastic, având în vedere baza materială și condițiile în care se desfășoară tenisul în România. Adică
În ceea ce privește rezultatele, suntem mai ales la fete foarte, foarte bine, dar la condiție suntem în epoca de piatră față de alte națiuni cu care ne luptăm. Adică, haideți să o luăm așa, Cehia, cu care am jucat în primul tur și pe care mai a fost cât pe ci să-i batem, a jucat în finala de anul trecut a Cupei Federației cu 28.000 de spectatori. Da. Este adică o... noi în România în acest moment nu avem o sală de 3 terenuri de tenis. Adică sunt niște rezultate fantastice, dar din păcate nu progresăm și la baza materială care am avea o nevoie pentru a face mult mai mult. Într-adevăr, cred că este un val de copii care vine spre tenis, ceea ce este foarte bine. Nu neapărat că vine spre tenis, că trebuie să meargă la sport. Da? Oricare e sportul ăsta. Da, cu cât avem câteva staruri, să zic, în sport, câțiva sportivi foarte, foarte buni care au... sunt foarte prezenți în media, la televiziune, care au niște rezultate foarte bune, cu atât sper eu ca copiii să vină într-un număr mai mare către sport și asta va fi un câștig mult mai mare, având în vedere că emisiunile dumneavoastră trecute au fost despre sănătate. Cred că asta ar fi mult, mult mai important pentru noi în România, să se investească bani în sport, pentru ca ulterior să nu se dea bani la sănătate. La sănătate, exact. Da. Antrenați. Antrenați la nivel înalt. Antrenați și copii. Copii, când zic copii, adică luați copilul așa pe care îl aduce părintele și începeți de la zero cumva cu el să antrenați? Nu, mai puțin de la zero, dar antrenez și copii și... Am înțeles. Ce l-ați învăța pe un copil care vine să se apuce de tenis de la zero? Care e primul lucru pe care l-ați învăța? Păi, în primul rând, cred că un copil care... Ce trebuie să știe un copil care vine la tenis, bun, sau la oricare alt sport? Cred că trebuie să știe că orice face... durează foarte mult, trebuie să fie foarte serios, trebuie să își formeze un caracter foarte puternic și să aibă o dorință și o rezistență în acel lucru ieșit din comun, dacă într-adevăr vrea să facă, să realizeze ceva. Vorbeam înainte de a intra în emisiune despre ce se întâmplă la momentul ăsta cu, evident, plecând de la discuția despre turneul de tenis despre care le-am amintit și radioascultătorilor că se desfășoară zilele astea la București, vorbeam despre ce se întâmplă în sportul românesc în general. Trăim într-o perioadă, nu trebuie să o mai spun eu și nu trebuie să o mai spună nimeni, în care copiii sunt din ce în ce mai aplecați și mai duși așa, eu știu, și de societate către o zonă de sedentarism și de inactivitate la nivel general, că se întâmplă în București sau în orașele mai mari să meargă copiii să facă diverse sporturi, este adevărat, dar una peste alta, copiii nu mai fac sport așa cum făceau înainte și nu mai fac sport cum făceau înainte pentru că nici nu mai au posibilitatea. Și vă povesteam, și asta o să le spun și radioascultătorilor, că nu mai sunt condițiile pe care statul le asigura și o să vorbesc acum despre perioada de dinainte de 89. Eu vin dintr-o familie în care tatăl meu este profesor de educație fizică și sport, este încă în activitate și știu foarte bine ce însemna sportul pentru copii, sport care se practica în fostele case ale pionierilor pe vremea aia. Nu mai au copiii posibilitatea să facă sport. Pe Valea Prahovei, că eu de acolo sunt copii care, spre rușinea părinților și, nu știu, spre rușinea noastră a comunității de acolo, nu mai știu să schieze.
cad munții pe ei și ei nu mai știu să schieze pentru că nu mai au posibilitatea să meargă să facă sport. Sportul este din ce în ce mai scump. Nu mai au posibilitatea să urce cu telecabina, să folosească pârtiile de la 2000. Nu mai au posibilitatea să mai meargă nicăieri. Asta se întâmplă și în alte sporturi. Totul a devenit foarte scump, totul este pe bani. Statul român nu mai este preocupat să susțină sportul, să susțină copiii să facă sport. Da, ce să zic, până în 89, în general, sportul se făcea destul de mult la școală, unde se făcea educație fizică și sport în orele de sport, și după aceea erau diferite cluburi sportive care aparțineau de, nu știu, Ministerul Apărării, de Ministerul de Interne, de o fabrică, de o cineva de care susținea acel club. Da, de o fabrică, bine spus, și la Sinaia era Mefinu care susținea Clubul Pionierilor, exact, da. Da. Având în vedere că toate aceste fabrici au dispărut aproape sau ele nu se mai ocupă de bazele sportive care le-au avut, ci au fost date în chirie, în concesiune cumva, unde să mai meargă copiii să facă sport? Da, și apropo de ce ați spus că în ora de educație fizică se făcea, într-adevăr, educație fizică, se făcea sport, acum mai este și o altă meteahnă a sistemului de învățământ, cred că este. Toți vrem ca, sau se practică ca în ora de educație fizică să se facă orice, mai puțin educație fizică. Se mai face un pic de matematică, se mai face un pic de română, că este mai important să ia copilul o notă bună la matematică și la română decât să fie sănătos. Da, paradoxal. Da, așa este. Există o discuție, dar este destul de puțin răspândită în societate. Nu este n-a ajuns la faza de dezbatere publică, dar asta, da, mi se pare absolut o prostie. Mai sunt câțiva părinți care susțin totuși că cel mai important pentru copii este să facă mișcare. Foarte important este și să învețe categoric și la celelalte materii, de foarte important pentru sănătatea lui, pentru sănătatea lui fizică, dar și pentru sănătatea lui psihică, este să facă sport, să petreacă mult timp afară. Bine, în general, trendul vine în principiu din America. În momentul acesta, dacă mergem în Statele Unite, unele dintre cele mai tari barze sportive sunt la școlile generale. Deci până clasa 8-a. Deci au niște baze sportive fenomenale. Pentru că ei au ajuns la concluzia că, mai ales în primele clase, până clasa 6 așa, este foarte important să facă sport, foarte important să facă sport individual, foarte important să facă sporturi de echipă, pentru că sportul, mai ales în acești primi ani de școală, formează un caracter puternic, învață pe copii să lucreze într-o echipă, să se suporte unii pe alții și să aibă un corp sănătos. Nu? Adică cred că peste nu știu câți ani va ajunge și la noi această acest trend, dar din păcate nu văd cum s-ar face aceste investiții în infrastructură pentru a ajunge ca în curtea școlilor să fie niște terenuri de sport care copiii să le poată folosi gratuit. Citeam, documentându-mă înainte de emisiune, citeam la un moment dat o declarație, o parte dintr-un interviu pe care l-ați acordat la un moment dat și în care vorbeați cât de important este ca copiii să fie învățați să respecte reguli. Cât de importantă este în sport disciplina. Sună, dar nu, lăsați-l că nu ne deranjează. Cât de importantă este disciplina.
Păi eu nu cred că este important în sport, este important în viață. Da, categoric. Și făcând sport, având în vedere că ai... această disciplină, pentru că neapărat pentru a câștiga, care este până la urmă un scop, da, este foarte important să respecti acele reguli, altfel nu poți să câștigi și nu poți să progresezi, nu poți să faci nimic dacă nu ești în stare ca să vii la timp, ca să respecti regulile care sunt impuse de antrenor, ca să asculți ceea ce ți se spune de către antrenor, așa că eu cred că este o, cum să zic, pentru cei mici o experiență de viață extraordinară ca cu cât sunt mai tineri să facă sport. Noi suntem obișnuiți în general să vedem rezultatul, eventual să invidiem respectivul rezultat, să ne dorim și noi un asemenea rezultat fără să ne gândim sau să ne preocupe foarte mult efortul din spatele acelui rezultat. Da, dar asta este, din punctul meu de vedere, foarte, foarte mult se întâmplă pentru că din ce în ce mai puțin oameni fac sport și au din ce în ce mai puțin oameni știu, își dau seama ce ceea ce înseamnă să ajungi să faci niște rezultate în sport. Adică este foarte ușor să zici, da, îmi doresc să fiu campion, dar în foarte, foarte puțin doresc să-și asume și ceea ce trebuie să facă pentru a ajunge un campion și ceea ce trebuie să facă ca antrenament sportiv, ca disciplină în viață, să se trezească când trebuie, să se culce când trebuie, să se hrănească cum trebuie. Asta este mult mai greu. Da, și din acest motiv mi se pare mie că foarte multă lume stă la televizor și după aceea scrie un coment pe internet. Da? Monica Niculescu n-a făcut nu știu ce sau Irina Begu n-a făcut nu știu ce. Ok, foarte bine. Da, da. Da, eu care scriu acel coment, sunt măcar campion pe apartament la ceva? Ei, uite, aici vin să vă spun că eu după emisiunea asta, mă rog, nu, înainte de emisiunea, de a avea emisiunea asta la radio, am avut un blog și l-am în continuare, pe care am și scris la un moment dat un articol exact în ideea asta, cât de ușor ne este să ne dăm cu părerea. Și mai ales, eu articolul l-am scris atunci când s-a întâmplat ca Simona, nu știu, să aibă un... era referitor exact la tenis întâmplător, să aibă un rezultat mai slab și toți oamenii care până atunci o ridicau în slăvi, dintr-o dată au început să-și dea cu părerea exact invers, exact așa, ei neavând nici măcar habar despre ce înseamnă tenis, despre ce înseamnă muncă. Și asta este un exemplu punctual, dar într-adevăr ne dăm cu părerea despre absolut orice, pentru că este comod și pentru că acest internet ne oferă așa o și mai mare lejeritate în a ne da cu părerea despre orice. La asta ne-am priceput întotdeauna. Păi este și, mă rog, eu am fost câțiva ani în Germania și acolo este o vorbă care spune așa: cine nu reușește să facă el însuși, învață pe alții. Pentru că ați adus aminte de Germania și unde suntem noi? Dacă nu suntem. Nu existăm. În afară faptului că avem niște rezultate care sunt incredibile, adică pentru condițiile care le avem și pentru numărul de jucători care avem, rezultatele sunt, pot eu să spun, științifico-fantastice. Pentru că românii sunt talentați? Da, eu cred că românii sunt talentați. Eu cred că, în ciuda multor lucruri care se spun că, cum că noi nu avem specialiști, cum că nu avem școală,
Avem unul dintre cei mai buni specialiști. Totuși văd că marea majoritate a sportivilor români, a tenismenilor români, joacă foarte corect tenis, da? Dar la un moment dat, la vârsta de 18 ani, se încurcă foarte mult în partea financiară. Chiar și la vârste mai fragede se încurcă, pentru că sportul este tenisul este un sport foarte scump și care este aproape imposibil să-l finanțezi numai din banii părinților. Da, noi categoric. Aici nu beneficiem de ajutorul unui club, măcar pentru pregătire, nu beneficiem de acel club, nu beneficiază de sponsorizarea cuiva, măcar pentru 1-2 sportivi de la un club, așa că totul, sau nu totul, federația poate să facă niște lucruri pentru sportivi, în general face foarte multe concursuri de tenis care îi scutesc pe acești sportivi să facă deplasări în străinătate, care costă mult foarte mai mult, mult. Da? Și în rest, da, sunt câțiva sportivi care mai sunt ajutați în limita posibilităților, dar ei sunt puțini. Nu e posibil ca într-o țară ca România să poți să ajuți cât de cât doar loturile naționale care sunt 80 de sportivi. Adică nu poți din 80 de sportivi să ai nu știu câte vârfuri, iar alții care au, mă rog, în Germania sunt, să zic, 1.600.000 de sportivi legitimați, din care, hai să zicem, sunt 1.000.000 de copii. Știți care cred eu că mai este pericolul? Faptul că noi avem aceste rezultate. Faptul că probabil undeva la nivel înalt, la acolo unde s-ar putea lua deciziile, se gândește că dacă merge și așa și dacă și în condițiile astea, cu banii ăștia atât de puțin investiți, avem asemenea rezultate, de ce să nu mergem în continuare așa? Bine, este o problemă. Problema este așa, probabil că la nivel de Minister al Sporturilor, acești bani nu știu, nu-mi dau seama dacă aș compara cu acum 20 de ani care este suma care o primește Ministerul Sporturilor. Problema este că înainte mai existau acele multe, foarte multe cluburi care investeau. Acum ele nu mai există și a rămas doar Ministerul Sporturilor cu federațiile. E prea puțin, nu prea puțin, este mult prea puțin, nu poate să țara. Nu are cum federația de tenis, să zic, să ajute pe cineva care joacă tenis la Satul Mare sau la Iași sau la Turnul Severin sau la, nu știu, la Constanța. Nu poate să-i ajute pe toți. Nu are cum. Da, categoric. Nu, ori înainte, în marea majoritate a orașelor exista un club de tenis care cineva îl susținea și acolo puteau să meargă niște copii și dacă aveau dorință și voiau să facă ceva, puteau. Deci acum în acele locuri degeaba ai avea dorință și putință, că intervine partea financiară și nu putem să discutăm în acest moment despre selecții. Că nu avem cum. Pentru că orice faci ajungi la partea materială. Da, și de problema asta se lovește, da, nu numai tenisul, ci sportul în general. Poate am văzut, sportul, da. Sigur. Da. Păi da. Vorbim despre gimnastică, da, asta păi venea și mie. Tu ai în gimnastică 80 de sportive care ar putea fi la fel ca și la tenis. Ai în loturi 80 de sportivi care... Păi ce poți să faci cu 80 de sportivi când alții au sute de mii? Da. Dacă vă întreb acum cam câte cluburi de tenis sunt în Germania, de exemplu, probabil că nici... O să răspundeți din nou că nu existăm sau... Nu este că nu existăm. Nu existăm mai întâi prin felul cluburilor din Germania. În Germania sunt cluburi cu membri, plătesc o cotizație și toată activitatea se desfășoară din acea cotizație. Ori
Așa ceva nu a existat nici înainte de 89 în România, există de 105-110 ani chestia asta, ori în România nu există și nici nu va exista, pentru că este foarte greu să existe, pentru că ar fi nevoie de teren care să fie al primăriei, care primăria să-l pună la dispoziția unor grupuri care se formează într-un asemenea club. Bun, și ce facem atunci? Asta înțeleg, asta am înțeles și eu și cred că înțelege deci, toată lumea și nu e o chestie că înțelegem. Deci noi suntem în situația greu. În care înțelegem, dar avem, să zicem, 10.000 de euro și vrem un Mercedes care costă 120.000. Spuneți-mi dumneavoastră cum o să cumpărăm Mercedes-ul cu 10.000. Trebuie să ajungem la un moment dat să cu 10.000 nu? Nu, trebuie să mai facem rost de bani atunci. Păi cum? Din sponsorizări este foarte greu. Ce să zic, foarte, foarte puțin se întâmplă, da? Adică sponsorizări având în vedere activitatea, da? Nu sponsorizări. Noi suntem foarte norocoși în ultimul timp la Federația de Tenis pentru Cupa Davis sau Cupa Federației sau concursul WTA, întotdeauna am beneficiat de mare ajutor, nu știu dacă pot să zic acum de puteți la cine, da? Dedeman ne-a ajutat foarte mult, BRD a ajutat foarte mult, nu este că nu se poate, dar este foarte greu să beneficiezi ajutor pentru activitate. De exemplu, noi am jucat Cupa Davis Cupa Federației cu Germania, da? Germania au de 7, 8, 10 ani au avut Mercedes Team și Porsche Team. La fete există Porsche Team, da? Firma Porsche anual dă o sumă foarte, foarte mare Federației de Tenis pentru aceste fete care joacă în echipa de Cupa Federației. Ele au fost ajutate cu mulți ani înainte în toată activitatea lor pe tot anul. Bun, și noi? Da. Adică este, cum să zic, într-un fel trebuie ca tu fizic să ai o performanță mult mai mare ca să recuperezi celelalte, ca să poți să suplinești. Ca să suplinești, să suplinești în general ceea ce nu poți să faci, că n-ai cum să faci. Tu nu poți ca de la o vârstă, să zic, mult mai fragedă, să iei niște copii și într-adevăr să-i crești. Să spui, uite, am acești 4 băieți și 4 fete și noi am ajuns la concluzia că ăștia ar fi cei mai de viitor, da. Haideți să vedem, 5-6 ani de acum înainte, să investim în pregătirea lor, în pregătirea lor fizică, în nutriția lor, în tot ce ar avea ei nevoie ca să crească, să aibă niște fizice foarte bine dezvoltate, să fie puternici, să știe cum să se hrănească și să știe cum să-și facă recuperarea, au nevoie să, nu știu, ce medicamentație au nevoie, ce somn au nevoie și totul. Da, dar să o faci cu bună știință. Tu degeaba, să zicem, ai avea cunoștințele, te încurci întotdeauna la bani. Da, pentru că pregătirea unui sportiv implică foarte multe, are foarte multe componente și am descoperit chestia asta vorbind cu un nutriționist care a fost aici invitat, cu Cristian Mărgărici, care mi-a spus că se ocupă niște sportivi din afara țării. Exact așa ce spuneați, se ocupă de ei, de nutriție, de ce trebuie să mănânce, de totul este o echipă care se învârte în jurul unor sportivi care fac performanță. Da, dar ca să poți să se învârtă această echipă, îți trebuie o sumă să o plătești. Da, îți trebuie bani, da. Mai întâi da, trebuie categoric. Să plătești această echipă, și după aceea trebuie să plătești tot ceea ce consideră necesar această echipă ca să aibă, să beneficieze sportivii tăi. Da, nu? Și da. Toate astea, orice facem, oricum ne învârtim. Da, ajungem tot la capitolul bani. Tot la bani ajungem. Da. Da? Da. Într-adevăr, cum să spun, înainte se spunea, da, era mai mult entuziasm, era mai...
copiii erau mai altfel, se chinuiau, sau, dar de adevăr înainte parcă îți trebuia un pic mai puțin, da? Dar și diferențele, și diferențele între noi și ceilalți din străinătate erau mai mici. Din păcate, în ultimul timp, deci ei an de an au adăugat ceva. Deci am venit acum 2 zile de la Roland Garros, da? An de an, dacă te duci, se adaugă ceva, se reconstruiește ceva, se face ceva nou. Noi suntem ne ducem tot, cu ceea ce am avut, ce am moștenit. Exact, tot la nivelul dinainte de 89. Da? Adică cu fiecare an ce trece, nu adăugăm la baza materială nimic. Într-adevăr, primim niște bani, sunt niște bani pentru activitate, dar toată activitatea asta nu este suficientă dacă tu la gimnastică nu poți să beneficiezi de o sală nouă, de aparatele noi, la tenis ai niște săli de tenis în care să poți să faci iarna, niște concursuri pe suprafață rapidă. Și nu numai în București, nu doar într-o sală, într-o țară. Da? Da. Dacă nu le ai, nu le ai. Și degeaba avem foarte multe discuții cu specialiștii, cu... Da, s-o spune și pe asta cu specialiștii. Nu este că nu există specialiști români. Nu. Ei există. Ei există. Dar nu sunt în România. Dar marea majoritate nu sunt în România. Nu mai sunt. Ce facem să fie? Nu? Trebuie să găsim cum facem ca să putem să-i plătim să fie în România. Da, pentru că sunt destul de puțini oamenii care au mai rămas așa de dragul nici nu știu, de dragul meseriei, de au fost oricum și campanii și emisiuni de televiziune destule făcute cu condițiile în care se antrenează unii sportivi care sunt pur și simplu exact ce spuneați, cu baza materială pe care o avem dinainte de 89, care între timp s-a dărâmat. Adică s-au condițiile, n-au trecut ăștia 26 de ani peste ea și... Au trecut 26 de ani și ea nu mai e nici măcar cea care era în 89, deci nici măcar la nivelul ăla, ci ea s-a deteriorat și și-am pornit discuția asta de la, o să le readuc aminte ascultătorilor, de la Dr. Oetker Junior Trophy, care are loc zilele astea la București între 23 și 29 mai. Și care este, din câte înțeleg, o parte din circuitul european de tenis pentru juniori. Da, este care este un circuit foarte important în care au jucat nume mari ale tenisului. Da, este un concurs foarte important, mai ales că este de gradul 1, deci este cel mai înalt grad, deci cel mai puternic concurs care este la vârsta de 14 ani și, ca să zic, este un test pentru a vedea și cam la ce nivel sunt sportivii noștri la vârsta lor în Europa. Este un concurs puternic, participă sportivi din multe țări și cred că este foarte, foarte bine pentru noi că avem acest concurs, dar eu ceea ce pot să-ți spun, este că în general la vârste de 12 ani, 14 ani, 16 ani, noi stăm foarte bine, în general. Dar după aceea nu avem suflu, ca să zic așa. Adică la vârstele mai mici este perioada de antrenament este mai mare, perioada competițională este mai mică. Cu cât înaintezi în vârstă, începi să trebuiască să participi la mai multe concursuri și să faci mai puțin antrenament. Deci, la 12 ani, 14 ani, tu stai destul de mult, te antrenezi și faci concursuri, da? După aceea începi să joci din ce în ce mai multe concursuri. Mai multe concursuri înseamnă mai mulți bani. Mai mulți bani, da. Și mai multă susținere, mai multă susținere. Mai greu. Înseamnă concursurile nu sunt mai, nu mai sunt la Budapesta, Sofia sau Belgrad, sunt la Paris, Amsterdam sau și dintr-o dată
suflul nostru se camia. Da, dintr-o dată acolo, da, nu mai poți să mergi acolo, nu mai poți, lăsând, că dacă Sofia lăsând, o mai rezolvai într-un fel. Da, lăsând la o parte și faza asta că e foarte greu să îi faci unui român clar, ok, uitați, aveți un copil, are 12 ani, dacă vreți să așteptați rezultate de la el, trebuie să se antreneze la băieți vreo 10 ani. Da? Da? Adică eu cred că băiat care se antrenează, probabil din România, începe să aibă rezultate foarte bune sau să se apropie de potențialul lui pe la 21 de ani, 22 de ani. Păi cine vrea să se antreneze copilul lui de la 12 la 22 de ani ca să... Cineva care vede că are un copil foarte talentat. E și, adevărat, dar nu ajunge. Dar nu ajunge. Da. Că da. Pentru că nu din e nou, suficient. Nu ajunge. Da. Este extraordinar dacă se află în situația în care să reușească să susțină material această... Dar sunt foarte puțini. Dar este foarte a la lung. Da? La fete, din fericire, pot să zic, la fete, fetele reușesc deja la 18-19 ani... Ele cresc mai devreme, sunt oricum mai mature decât băieții, sunt mai, cum să zic eu, se dezvoltă mai repede decât băieții și ele reușesc mult mai devreme să ajungă la o performanță foarte bună prin care reușesc să se susțină. Dar la băieți durează mult mai mult, tocmai de aceea cred că în acest moment tenisul feminin are rezultate mult mai bune ca tenisul masculin. Masculin, da. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost în seara asta la noi la emisiune la Radio FXNet. Trag nădejde să vă invit în 2-3 ani și discuția noastră să audă cu totul. Adică acești 2-3 ani, nu știu, să fie, să reprezinte o ceva, un început de care în ceea ce în sportul românesc, poate că cineva la un moment dat o să-și dea seama de cât de dramatică e situația și o să ia niște măsuri, nu știu care să fie alea, dar poate cineva totuși o să-și dea seama la un moment dat. Și ce pot să vă spun, decât că v-am zis, cum am debutat aici, prin tot ceea ce facem, noi încercăm să-i orientăm pe oameni către un stil de viață sănătos, către ceea ce e bine pentru ei. Și asta cu sportul este una dintre componentele de bază ale unui stil de viață sănătos. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost la noi la radio. Le amintesc ascultătorilor mei că între 23 și 29 mai la București se desfășoară Dr. Oetker Junior Trophy. Și vă dau întâlnire miercurea viitoare și nu înainte de a le mulțumi celor de la Hofigal care sunt alături de noi în fiecare emisiune. Mulțumesc și pe miercurea viitoare. La revedere!